liderul social-democrat a lansat un atac dur și fără precedent la adresa candidatului independent la primăria orașului Pucioasa, Dan Sprânceană. Candidatul respectiv independent este o unealtă a Partidului Democrat Liberal. Vă referiți la domnul Dan Sprânceană. Deci acționează în calitate de unealtă a Partidului Democrat Liberal. A și mărturisit unui prieten de-al meu că va intra în competiție numai dacă îi spune domnul Florin Popescu și cu domnul Gâmbuță. Se pare că i-au spus să intre, din moment ce a început să facă valuri. Campania lui va fi plătită de PDL, vă spun eu. În replică, Dan Sprânceană a dezmințit afirmațiile fostului coleg de partid. Eu nu sunt unealta PDL-ului, așa cum mă consideră domnul senator Adrian Suțuianu, și nici unealta PSD-ului. Sunt candidat independent. Să nu încerce cineva să-mi pună lanțul pe gât, așa cum, de fapt, reușesc rând pe rând cu fiecare, atât PDL-ul cât și PSD-ul. Eu nu sunt om să mi se pună lanțul pe gât. Nu mai vreau lanțul politicii de gâtul meu. Domnule Adrian Suțuianu ar trebui să-i convină candidatura mea. Pentru că această candidatură nu face altceva decât să demoleze ceea ce de fapt la Pucioasa s-a creat în mod eronat. Este vorba de ajungerea la primăria orașului Pucioasa a aceluia care nu merita să ajungă acolo. Evident le e teamă. De ce le e teamă? Că pică domnul primar Bădău din scaunul pe care îl are? De ce le e teamă? Foarte bine. Este un motiv ca Pucioasa să poată să se ridice. Dan Sprânceană a candidat la primăria Pucioasa la alegerile din 2008 din partea PSD, obținând un scor remarcabil care l-a plasat pe locul 2 în cursa electorală. El a plecat dezamăgit din PSD și din Consiliul Local anul trecut și și-a construit o carieră politică independentă cu care vrea să se înscrie din nou în competiția electorală de anul acesta pentru primăria Pucioasa.